2 miliarde 300 de milioane de euro și încă ceva, 10 milioane de euro despăgubiri pentru că a fost înșelată. Averea și daunele sunt dorite de Dana Patriciu, de la cel pe care l-a avut alături aproape două decenii. Și Dinu Patriciu vrea divorțul și partajul, dar declară altă sumă, puțin peste 190 de milioane de euro. Și pentru că ar fi sărăcit, mai cere ceva, să-l scutească statul de taxa de partaj. Ani de căsnicie au devenit un război crunt și pe bani mulți purtat de soții Patriciu în instanță. Dana Patriciu spune că averea de împărțit trece de 2 miliarde de euro și că mai vrea 10 milioane de despăgubiri pentru suferința creată de infidelitatea soțului. Melanie Chen, o femeie tânără originară din China, i-ar fi acaparat nu numai atenția lui Dinu Patriciu, ci și afacerile. Cam la mijlocul lui 2009, Dana Patriciu s-a plâns că soțul o înșeală cu o chinezoaică. Doar că de data aceasta, față de precedentele infidelității, lucrurile sunt mai grave. Domnul Patriciu fiind vrăjit de această femeie pe care a numit-o directoare peste toate afacerile lui. Avocații Danii Patriciu au solicitat deja în instanță ca soțul să-și asume financiar aventurile pe care le-ar fi avut. 10 milioane valorează suferința ei că a fost înșelată? O sumă destul de mare, dacă ținem cont că astfel de cereri sunt foarte rare și de obicei nu trec de aproximativ 10.000 de euro. Chiar dacă ne-am raportat la averea deținută de către Dinu Patriciu, acesta nu poate fi un criteriu avut în vedere de către instanță. Suma este neobișnuită, este chiar eufemistic fiind spus, ciudat. Totuși vorbim despre o daună morală produsă printr-un eventual act de infidelitate. Greșeala care l-ar putea costa scump pe Patriciu. Infidelitatea a fost și unul din motivele pentru care Dana Patriciu a cerut împărțirea averii. Doamna are tot dreptul să ceară partajarea, dar eu niciodată nu voi accepta să plătesc intermediar. Dana Patriciu a declarat că soțul ei are o avere de 2 miliarde 300 de milioane de euro, dar omul de afaceri susține că valoarea bunurilor ar fi mult mai mică, puțin peste 190 de milioane. În dosarul de partaj a cerut și el împărțirea averii, cea declarată de el. Iar astăzi a solicitat în instanță ajutor public pentru scutirea sau reducerea taxei de timbru care îi se impune. Rămâne de văzut cum a ajuns Dinu Patriciu de la 2 miliarde de euro la nici 200 de milioane avere declarată. Numai în Siliștea Snagovului, pe marginea lacului, omul de afaceri are o vilă cu grădin și piscină. Dacă vorbim și de îmbunătățirile și de toate, de proprietatea în sine și de toate anexele proprietății, vorbim de terenul de tenis, vorbim de alte amenajări, atunci proprietatea poate să ajungă la multe milioane de euro. O casă ca aceea poate să valoreze și 7 milioane de euro. În cartierul Primăverii din București, Patriciu are o altă vilă, una pe care ar putea alua peste 2 milioane de euro. Familia Patriciu mai deține și un apartament în centrul capitalei, dar și alte imobile și companii.